Spectacol fotbalistic aseară pe stadionul Marina Anastasović din Giurgiu, acolo unde aproximativ 2000 de spectatori au asistat la victoria Astrei cu 4-1 în fața formației CSMS Iași. A fost etapa 8-a din campionatul național al Ligii I fotbalistice, o etapă care a dus Astrei locul 1 în clasament și un moral bun înaintea partidei decisive de joi din Olanda, unde giurgiuvenii merg pentru a juca șansele de calificare în grupele Europa League. Revenind la partida din campionatul intern, Astra a dominat de la un cap la altul cele două reprize, jucând combinativ în atac și apărându-se cu siguranță. Spre deliciul publicului giurgiuvean, primul gol nu a întârziat să apară. Era minutul 8 și giurgiuvenii au deschis scorul prin Budescu, care a șutat puternic de la 20 de metri fără nicio șansă pentru portarul advers. Încearcă să se strecoare cu mingea la picior, o pasă excelentă, deviere pentru Budescu, trage Budescu, gol! Gol Astra, ce fază! Spre finalul primei partide, Astra mărește avantajul. Budescu centrează impecabil la o lovitură liberă și Daniel Florea marchează primul său gol la echipă. Giurgiuvenii revin cu forțe noi după pauză și în minutul 50 Deamorim marchează un super gol după o cursă în care a lăsat încurcați patru fundași adverși. William Deamorim în continuare. Deamorim! Gol! Deamorim! Giurgiuvenii nu se mulțumesc cu 3-0 și atacă în forță, iar în minutul 55 Budescu este servit impecabil de Alibek și marchează de la 15 metri printr-un șut fără speranță pentru portarul Grahovac. Vine minutul 70 și la o greșeală a fundașilor noștri, Ieșeni își judecă golul de onoare. Astra, CSMS Iași, 4-1 și echipa din Giurgiu devine liderul Ligii I cu 17 puncte după 8 etape. Declarații despre reușitele și nereușitele jocului imediat după încheierea partidei Astra CSMS Iași. Antrenorul moldovenilor, Nicolo Napoli, a venit dezamăgit la conferința de presă și a calificat jocul ieșenilor ca fiind de-a dreptul rușinos. Astra a meritat o de castigare meci, dar pentru noi e un meci rușinos. Ripesa 2 a fost mai rușinos decât ripesa 1. A făcut un super gol de Amorim. Astra a meritat 100% de castigarea asta meci. Marius Șumudică s-a arătat mulțumit pe parcursul meciului și de-a dreptul fericit la conferința de presă. Fericire dată de niște jucători extraordinari. Traversăm o perioadă bună. Din punct de vedere fizic suntem ok, am ajuns bine. Din punct de vedere tactic și tehnic nu se mai ia în discuție din punct de vedere tehnic, fiindcă sunt jucători cu calități deosebite. Tactic ușor au început să lege relațiile de joc. Sunt bucuros astăzi că am marcat chiar în urma unor faze bine conturate. Tehnicianul Astrei a făcut referire și la faptul că a reușit să introducă jucători noi în teren, dar s-a arătat mulțumit și că jucători ca Budescu sau Alibek au ținut morți și să joace și au ieșit neaccidentați de pe teren. Sunt bucuros că au intrat câțiva jucători, chiar am avut un debut, Moise, și câțiva jucători gen Ricardo Alves, Florea, Ionițe, care au jucat foarte puțin și s-au ridicat la nivelul celorlalți. Este important că am terminat jocul cu jucători valizi, neaccidentați, fiindcă mi-era frică de lucrul ăsta, dar în același timp, să fiu sincer, aș fi vrut să-l odihnesc pe Budescu, pe Alibek. Dar nu pot, când îi văd la antrenament, cum se distrează, cum nici mi-e și rușine să nu-i bagă în echipă, pe cuvântul meu de onoare. Mai multe amănunte despre declarațiile lui Marius Șumudică din conferința de presă, precum și noutăți despre pregătirea partidei retur cu AZ Alkmaar, puteți afla imediat după știri în ediție specială. Perspectiva întâlnirii de joi cu echipa olandeză AZ Alkmaar, chiar cu avantajul unui 3-2 acasă, l-a făcut pe antrenorul Marius Șumudică să declare că săptămâna aceasta va fi una infernală pentru Astra. Tehnicianul echipei giurgiuvene a urmărit prestația echipei olandeze din campionat împotriva lui Willem II și s-a arătat supărat că AZ Alkmaar nu a câștigat acasă și a făcut doar 0-0, adversara Astrei părând concentrată pe meciul de joi. Este o săptămână infernală pentru noi, nu mă gândesc decât la meciul de joi. Și astăzi mai mult mă uitam la ce a făcut Alkmaar și am văzut meciul lui Alkmaar cu Willem astăzi. M-am uitat, eram foarte preocupat de lucrul ăsta. Bine, făcând în paralel, pregătim și meciul cu Iașu. O săptămână importantă, o săptămână care ar trebui să se sfârșească, să zic, cu
cu o calificare, fiindcă e păcat de tot ceea ce am realizat până acum. Suntem pe un trend ascendent, dar fiecare meci are istoricul lui și știți foarte bine că se poate întâmpla orice. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu să fie cu o echipă care să fiți mulțumiți și dumneavoastră și toți suporterii acestui fenomen care este fotbalul, să aibă ce vedea până în primăvară, adică o echipă în grupe. Întrebat cum va pregăti meciul de duminică cu Petrolul, Șumudic a declarat că nu se gândește decât la meciul de joi. Joi este un meci extrem de important. Nu pot să mă gândesc la meciul cu Petrolul, credeți-mă. Nici nu știu dacă voi putea să dorm până joi. Este un meci important pentru cariera mea, pentru imaginea acestui club, pentru imaginea fotbalului românesc, pentru jucătorii mei, pentru toată lumea. Un meci extraordinar de important. Ce ar însemna pentru dumneavoastră să fiți în grupele europene? A mai fost întrebat antrenorul Astrei. Răspunsul este unul Marca Șumudică. Aș da 5 ani din viață. Deci aș da 5 ani din viața mea. Nu știu cât o fi scurtă, cam albi deja și simt că ușor, ușor bate inima mai tare decât ar trebui. Deci pe cuvântul meu de onoare aș da 5 ani din viața mea să mă calific. După partida de aseară cu echipa din Iași, Budescu a ajuns la 8 goluri în 12 meciuri în toate competițiile din acest sezon și mulți apropiați ai fotbalului spun că un asemenea marcator, devenit golgheterul campionatului, merită convocarea națională. Prezent în tribune pentru a urmări partida cu ieșenii, Ionuț Badea, secundul selecționerului, a declarat că selecționerul Angel Iordănescu a primit un raport cu parametrii fizici ai lui Budescu și nu a fost deloc mulțumit. În replică, Budescu a declarat ironic că este chiar supărat că l-a scos antrenorul din teren și nu a apucat să-și facă parametri. Am văzut că se uită mai mult la parametrii decât la ce fac în teren, a mai declarat Constantin Budescu. Controversa a fost tranșată și de către antrenorul Marius Șumudică. Ați văzut și dumneavoastră ce înseamnă Budescu. Poate să alerge și 500 de metri în tot meciul, că se face diferența. A dat două goluri, a apărut la finalizare, glumea pe acolo, se juca. Deci ceva extraordinar. Pasă de gol la Florea, ce să facă mai mult? E golgheterul României. Nu știu dacă ar mai trebui ceva în plus să facă Budescu să fie selecționat. Șumudică a mai spus că un jucător ca Budescu nu are cum să nu fie convocat la națională și că ceea ce se întâmplă este răutate. Budescu, încă o dată spun, dacă acest jucător sau 4-5 jucători de-ai mei în momentul de față erau la Steaua, erau chemați fără li se dădea telegramele de 2 săptămâni în urmă. Să nu-și facă program, să nu-și pună vreun botez. Sau... Budescu are botezul, trebuie să are un copilaș mic. Și dădea de vreo 2 săptămâni, cred că, telegramă. N-ați văzut că oamenii suferă pentru echipa cealaltă? Stau cu mâinile, așa, în loje. Asta e. Astea sunt vremurile care le trăim.